Profón Mijael Alambrinizu, la consola consta en los lugares. Estimados espectadores, cuidad de actualidad de Grecia y de peste hotare, la prima hora. Cruciales sunt întrevederile cu tema datoria Greciei, menite se ducă la hotărâri esențiale pe care le va avea astăzi ministrul de finanțe al Greciei, Kyriakos Galotos, și ministrul suplent de finanțe, Yorgos Kouliakis, la Washington. Delegația elenă va asista la lucrările sesiunii anuale Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale privind economia globală. Întregirea celui de-a doua evaluări și intrarea țării în mecanismul de relaxare cantitativă sunt evoluate. În decembrie, a estimat prim-ministrul la întrevederea avută aseară cu deputații Siriza și Anel. O intervenție puternică privind restructurarea datoriei suverane a Greciei a făcut secretarul trezorării americane, Jack Lew, care a cerut soluționarea cât mai rapidă a acestei probleme. Guvernul elen trebuie să avanseze cu reformele, a fost mesajul directoarei Fondului Monetar Internațional, Christine Lagarde, către executivul de la Atena. O ședință cu tema refugiații din Lesbos va avea loc astăzi la Palatul Maxim. La ședință vor participa și primarul de Lesbos, secretarul de periferie a Egeului și președintele Comunei Moria. Obiectivul guvernului este să epuizeze orice posibilitate pentru a fi auzite toate opiniile privind revizuirea Constituției.